Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Vladimir Putin a făcut marele anunț, se întâmplă de la 1 iunie. Sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei au generat pierderi considerabile, dar nu pentru mult timp. Rusia crede că a evitat o criză financiară, în condițiile în care moneda sa crește. Există semne că majorarea prețurilor încetinește și va continua să încetinească. Datele arată că indicatorii de activitate economică se îmbunătățesc, iar Rusia a reușit până acum să evite intrarea în incapacitate de plată a datoriei sale în valută. Inflația rusă a atins în aprilie un nivel maxim al ultimelor două decenii, de 17,8% în ritm anual. S-a înregistrat o creștere de la 16,7% în martie, dar creșterea prețurilor începe să dea semne de încetinire. Creșterea prețurilor de consum a încetinit brusc de la 7,6% în martie la 1,6% în aprilie. De cealaltă parte, prețurile bunurilor nealimentare au crescut cu doar 0,5% față de 11,3% în martie. Se preconizează că în lunile următoare creșterile viitoare vor fi modeste. În Europa, rubla se tranzacționa la puțin peste 62 pentru un dolar. În martie, a coborât la un minim istoric de 150 pentru un dolar, în urma anunțării unei serii de sancțiuni internaționale ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. Liderul de la Kremlin a ordonat miercuri majorarea cu 10% a pensiilor și a salariului minim pentru a-i proteja pe ruși de inflație, conform declarațiilor de la Kremlin. Majorarea intră în vigoare de la 1 iunie. Conform calculelor de indexare, pensia minimă va ajunge la puțin peste 300 de euro. În ceea ce privește majorarea salariului minim, decizia va intra în vigoare cu o lună mai târziu, la 1 iulie. Analiștii au declarat că aceste măsuri nu vor împiedica o scădere bruscă a veniturilor reale. Salariul minim din Rusia este în prezent de 13.890 de ruble, 250 de dolari, pe lună, în timp ce pensia medie de pensionare se ridică la 18.521 de ruble pe lună. Joi, Banca Centrală urmează să organizeze o ședință de politică monetară în afara programului, în cadrul căreia analiștii se așteaptă ca aceasta să reducă rata dobânzii de referință de la 14% la 9,5%, cât era înainte de intervenția din Ucraina. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.